Vă salut, dragi driver și conducători auto, fie și virtuali. Eu vă spun bine ați venit la un nou episod din acest minunat joc simulator, Scaria Driving Simulator. Astăzi o să urmeze episodul cu numărul 9 și să vedem rapid ce avem de făcut. Suntem la conducere periculoasă, am rămas la concert. Reconfigurarea traseului. O să mergem lepejor și o să fac această probă test. Nu înainte de a vă spune, în urma câtorva mesaje care mi le-ați dat pe gameplay-urile postate pe mine pe canal, să nu mai las acea reluare după ce am făcut fiecare rundă în parte, să nu las și reluarea. Băieții spun că devine plictisitoare și să merg doar cu cursa propriu-zisă, cu cursa test propriu-zisă. Ceea ce am să și fac, nu o să mai dau reluarea la fiecare probă. Bun, să mergem atunci reconfigurarea traseului și să vedem ce ne oferă. Reconfigurarea traseului. Se pare că sistemul de navigație a produs o eroare. După un viraj greșit, vă regăsiți în imposibilitatea de a vă reîntoarce de unde ați venit. Va trebui să găsiți un alt traseu care să vă scoate din acest sat înapoi la drumul principal pentru a vă continua livrarea. Aici să înțeleg că e vorba de intuiție, nu? Conduceți cu prudență. Scopul vă atins trecând prin nivelul ce conduce la drumul principal. Am înțeles. Deci, intru pe aici. Ok. Let's do it. Ok, dragii mei. Haideți să încercăm să facem și această rundă. Și nu voi mai da și replay după ce voi încheia această rundă. O să mergem automat la următoarea. Aici o să trebuiască să avem puțină grijă, pentru că în partea dreaptă, aici în spate, avem un pion de care tocmai am trecut. Ok, aici am să o las puțin mai încet, chiar foarte încet, pentru că voi fi nevoit să fac la dreapta și n-aș vrea să ating cu spatele camionului, tirului. Ups, că e cam greu de încadrat aici, pe zona asta, dar voi încerca. A fost bine. Mergem mai departe. Aici are o parte dificilă. Am ajuns la viteza a 6-a și ea tot sătorează. Deci simulatorul e făcut să mergi încet, nu să dai și viteză. Hai să încercăm aici. Să vedem noi. Aici un pic chiar mai dificil. Va trebui să fiu atent în oglinda din dreapta.
E bine. Oh my God, aici ating sus, nu? Au. Sau sunt doar puse așa de probă, de test. Trecut și pe sub stâncile alea de sus. Da, a fost bine. Și aici cred că e finalul. Da. Așa. Totul a decurs normal. Bine, a fost din a treia, a patra încercare, pentru că tot am atins câte un pion, câte m-am mai fost penalizat. Dar mă bucur că am reușit-o și mergem la sarcina următoare. Atenție, curbe periculoase. Trecătorile montane presupun mai mult mult mai mult decât minunatele peisaje de admirat. Virajele stânse și pantele abrupte sunt pline de primejdie pentru șofer și încărcătura transportată. Scopul final nu am mai văzut. Să trec de sosire. Ok. Haideți să încercăm așa. Mi s-a întărit iar volanul. E un bug ceva, nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie mereu să mi-l activez și să mi-l dezactivez. Da, e bine acum. Hai să vedem dacă reușim această probă. Ups! Doamne, ce direcție! Au, și frânurile sunt făcute. Au, și drumul a denivelat. Nu mai țin frânele, frate. E o probă chiar faină. Conducere pe sens interzis. What the fuck? Eu n-aveam de o să știu asta. Păi eu trebuie să iau mai din lung curba pentru a nu lovi cu spatele, nu? Ce chestie. Te zice să treci și pe banda a doua. Ceea ce nu e ok, pentru că eu trebuie să fac curbă să nu ating parapeții cu spatele, nu? N-am înțeles chestia asta cu conducere
pe contrasens. Într-a șasea ai turat motorul ca naiba. Gata. Am terminat și runda a doua. Conducere pe sens interzis minus 25 de puncte. Nu înțeleg. Am luat curba mai din lung să nu ating cu spatele. Nu o să o fac din nou și o să merg la sarcina următoare. Gaterul. Intrarea principală la gater este blocată de o grămadă de bușteni. Găsiți o cale de acces alternativă pentru a nu trebui să așteptați până când personalul degajează zona. Ok, o să trebuiască să trec pe aici. Și trebuie să sarcina se coincă când vei trece prin poarta de intrare. Ok, să încercăm. Ok, dragii mei, să trecem și la această rundă numită Gaterul. Eu am încercat să o fac de câteva ori, e o rundă de-a dreptul foarte dificilă, am încercat să o fac de câteva ori, nu am reușit, mie îmi cere să urc cu spatele camionului tocmai până la prima intersecție sus, ceea ce este imposibil pentru că în vârful pantei camionul nu mai urcă, am încercat și nu mai urcă, de aceea am să încerc să o întorc aici, exact, printre niște lemne, altă modalitate nu există. Cred că aici am să o întorc, pentru că la un eventual lemn atins voi fi penalizat. De aceea o să încerc să o întorc aici. Sper să și reușesc. Am reușit să o întorc. Deci undeva aici cu spatele, exact în momentul ăsta unde mă aflu, cu spatele nu mai urca. Am încercat și nu mai urca. De aceea am găsit această variantă să mă întorc undeva pe acolo, prin zona aia. Era imposibil să o dau cu spatele până la prima intersecție să mă întorc. Una la mână că vreau să fac runda și din oglinz și nu aveam viziune asupra spatelui a tirului și a doua la mână e foarte greu și nici nu urca camionul, nu trăgea. Aici să o lăsăm ușor. Ok. Aici cred că se termine această rundă. Da. Cu puțin chin, credeți-mă că am repetat-o de vreo 6, 7, 8 ori chiar. N-am știut cum să urc cu spatele până sus în pantă. Și când am ajuns acolo, camionul n-a mai tras. De aceea am găsit varianta asta, să o bag cu spatele printre lemne și să pot să o întorc în micuțul loc care mă aflam acolo. Da. Deci am făcut 3 runde, deci am făcut reconfigurarea traseului, am făcut atenție curbe periculoase și gaterul. Deci am făcut aceste 3 runde test. N-am mai dat reluare, pentru că chiar mi-au spus câțiva băieți că plictisesc cu reluările și o să închei acest episod, episodul cu numărul 9. O să-l închei aici și vă aștept pe toți cu drag la episodul cu numărul 10. Până atunci, toate cele bune, nu uitați să dați un like dacă vă place această serie. Da, numai bine, băieți!